este un Sali și să citim ceva pentru copii. Să ne uităm și de cărți. Bun. Am te citit din cărțile astea, din primul volum. Vreau să vă arăt ceva. Acesta este volumul 16 și 17 la poezii. Canto religioso. La Fatica y las Sabañas. Sacudo. Cuando no se es feliz, abruma el sueño. Y el sueño tardo al infeliz, ya el miedo. A ver la luz que alumbra su desdicha, desístense los ojos y parece, no que en pulmones mansos se ha dormido, sino en los brazos negros de una fiera. Al aire luminoso como al río, el sediento peatón los labios se abren. El pecho en lo interior se encumbra y costa, como el hogar feliz cuando recibe en año nuevo a la familia amada. Y brota frente al sol el pensamiento, mas súbito los ojos se oscurecen y el cielo y a la frente va al mano cual militar que el pubelón saluda. Los muertos son, devueltos a la luz maternal, los muertos pasan. Y digno y sigo a mi labor como creyente, a quien unge en el cien el sacerdote, de rostro liso y vestiduras blancas, práctico en el divino altar comulgo de la naturaleza, es mi hostia el alma humana. Pentru că zice el alma amada. El alma amada. Ok? Avem aici două cărți. Acesta este tatăl meu. Cartea lui. Vom citi și de aici. Interior bemol. Hatzei 4 Brumar 2015. În gura balenei alb-negre, un zeu sonor, golul din cochilii, ghicind spiralele timpului din galerii subterane, interior bemol pe claviatur de sidef, continuu concert de game cromatice, pictează aerul serii convulsive, înaintea beznei viscerale, amurgul rană sângerând, curge la raza ultimă, verde clipă în cădere, parcă părere. Sublimul loc visător, ochii marelui div, sublimul poet geometru, din unicul punct viu, universul într-una înflorește, linii volute, spirate, spirale, cercuri rovite, vaste, întinderi plan, orizonturi înalte, intersecții spații prin hiperspații, în fiori embrion germinează, eterne întors funcțial, punct contrapunct, supremul loc tăcut visător, la toate cele ce au fost, ce sunt, ce vor fi, nimeni și nimic nu poate opri descoperirea nepământeană, Dumnezeu nenumit, pe el uneori doar visul în ruga poate râvni. Facem o pauză, să văd ce am la mână, pentru că m-am lovit, am pat. Fac și-o că terminatorul. Nu am nimic. Bun. Rugăciune.
Doamne, creația-ți dă glorie destulă. Mișcarea din atom și viața din celulă. Nemărginirile cu oceanele de stele și mările de foc ce arde în ele, Tu le-ai creat pe toate din nimică, de la luceafă până la furnică și singurele le lasă păstrăvească nemărginirea ta dumnezeiască. Deși autor de viață și natură, Tu nu te-ai pus pe aia scălitură, Tu nu însetezi de glorie și stimă, și ți-ai lăsat minunea anonimă. Pot veacurile negrăite rege să te binecuvânte, o să te nege, și jucătură mâi ascuns ca în neființă, în dragoste tăcere și umilință. Deci, bunule și veșnice părinte, când tu te ascunzi cel necuprins de minte, și viermele ce se roagă în rimă, își poate lăsa opera anonimă. Veșnica umilință, Doamne, Tu ești ascuns în umilință și tăcere din veșniciile mai dinainte de creiere, când ai voit să ningă cerul, sol și spații, în mii și mii de mii de constelații, chemata lumilor din neființă, tot printr-un tare existență umilință. Pe tronul tău cu cuiele și spinii, pe crucea de pe tealul căpățânii, aștepți însângerat ca inima de o rană, înduioșat ca lacrima pe o geană, nevinovat ca un miel la junghiere și istovit ca viermele în durere, ca să stivești pe șarpele tu fiei, ei neființa unde euharistiei, și nimicești în ea viața toată cu astupuri subteas și grâul de subroate. Se zvârcolește omul și mașina, se îngânfă cenușa și tina, se tufește muntele și lava, se răzvătește dojdia și pleava, și moartea triumfă și iadul exultă, iar inima ta umilă ascultă, ascultă. Doamne, lumină fără nori și fără zare, în fiecare frunză și în fiecare floare, joptește glasul tău peste milenii, pilduitor al veșnicei smerenii. Ok, acum să ne uităm la, din cartea aceasta. Aceasta este căderea Erihonului. Să vedem ce scrie aici. După ce au trecut prăbușirea zidurilor Erihonului, după ce au trecut Iordanul, Iosua și poporul lui Israel au ajuns la Erihon. Cetatea era închisă și întărită de teama copilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din ea și nimeni nu intra în ea. Domnul zis lui Iosua, iată dau mâinile tale Erihonul și pe împăratul lui pe vitejul lui Ostaș. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa se face 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului, 7 trâmbițe de cor de berbece. În ziua a 7-a se înconjurați cetatea de 7 ori și preoții se sune din trâmbițe. Când vor suna lung din conul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul se scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul se suie fiecare drept înainte. Iosua a spus aceste cuvinte fiecare drept înainte. Iosua a spus aceste cuvinte poporului. A 7-a zi după ce au înconjurat cetatea a 7-a oară, Iosua a zis poporului, strigați că Domnul va da cetatea în mână. Iosua a zis celor două scoade, intrați în casa femeii care va scăpa și scoate din ea pe femeia aceea și pe toți a ei cum i-a zburat. I-a făcut întocmă și Iosua a lăsat cu viață pe Rahab, femeia care se temuse de robul. Ea a locuit în mijlocul lui Israel toată viața ei și nimeni nu a pus nicio rob pentru că ascunsese solii pe care trimisese Iosua să-i scutească Erihonul și pentru că fusese gata să facă un bine celor din poporul Domnului. Iosua 6, de la 1-21. Uite, ăștia cântă și pregătiți de război și aici cade zidurile. Vedeți? Cum cad zidurile. Uite. Bun. Acum să vedem cum e cu Rusalele. Uite. Asta e sus, la birul cezarului. Hai să vedem ce zice aici. Birul cezarului. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. A trimis la el pe ucenicii lor împreună cu iudeanii care i-au zis, învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr fără să-ți pese de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar ce crezi? Se cade să plătim birul cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vitășugul, a răspuns, pentru ce mă ispitiți fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și i-a adus un ban.
I-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt? Ale cezarului, i-a spus. Atunci el a zis, da, cezarul, ce este cezarul și Dumnezeu, ce este Dumnezeu. În alte cuvinte acestea, ei l-au lăsat și au plecat. Atunci Iosua, pe când cuvânta gloatelor și atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis, cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți și faceți, dar după faptele lor să nu faceți, că ce zic, dar nu fac. Ei leagă sarci în grele și cu nevoie de purtat și le pun pe omul oamenilor. Dar ei cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzut de oameni. Astfel își fac filactere late, își fac poalele vârstnicilor cu ciucuri lungi. Matei 22, 15 la 22 și 23 de la 1 la 5. Uite, asta este Iisus, iscodit de farisei și irodiani. Vedeți? Bun, hai că mai avem de citit o poezie. Și după aceea încheiem. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Una virgen esplendida. Una virgen esplendida morada de un sol de amor que por sus negros ojos brota, pregunta, abraza y acaricia. Versos me pide, versos de mujeres. Arulos de paloma, murmullos de sunsunes, suspiros de tojosos. Yo podré en noche ardiente, trovando amor al pie de su ventana, en tal aura envolverla, con tal fuego besarla. Que al nuevo amanecer nadie vería en su cutis la flor quien lo tenía. Calla mi amigo amor, que nadie sepa que yo lo levo en los labios la flor roja, que su mejilla cándida lucía, y el candor y la flor y el frágil bajo. Mio es todo puesto que ella es mía. Y la madre amorosa de sagrado temor y amor movida, dije la pálida y la rosa de tu mejilla fresca, ¿dónde es ida? Amén.